întotdeauna am visat și visez în continuare să văd toți românii dodoloață. Vreau întotdeauna să-i văd cum cresc împreună, luptă împreună, se bucură împreună, tânjesc împreună. Pentru mine România mare înseamnă enorm de mult. Am fost educat în stil românesc și vreau ca copiii mei, nepoții mei și toți urmașii să fie educați în stil pur românesc. Să strigați atunci la mine și voi să ieși din mormânt. O copii României sunt din neamul lui Traian. Unirea nu este de trecut, ea este de prezent și de viitor. Așa a rânduit Bunul Dumnezeu că pentru unire să lucrăm și noi. Și încă ceva important, cei care lucrează pentru unire, lucrează cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a făcut popoarele, Dumnezeu a făcut popoarele să fie unite, să nu fie dizbinate, să nu fie separate. Și cei care lucrează pentru unire, lucrează cu Dumnezeu. Parcursul ocupației sovietice, să știți, a fost amplu rusificat, au fost deportați oameni, ne-a fost nimicit graiul, cultura, înlocuind-o cu una străină nouă. Și Dealul și Banatul, Dobrogea și